Ascultați Destine cu Liviu Mățăoanu. Doamnelor și domnilor, bună seara! Emisiunea Destine din această seară se întoarce din nou către poezie. Astă seară avem un invitat special, pe domnul profesor Romulus Brâncoveanu, poet și profesor la Facultatea de Filozofie a Universității din București. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație! Sunteți considerat un poet obzecist, un poet al generației obzeciste. Ați debutat înainte de 1989, ați făcut parte din Cenacul de Luni, cum se numea, deci sunteți un lunedist alături de colegii dumneavoastră care au fondat generația 80 în literatură. Totuși, nu ați avut un parcurs literar asemănător cu al colegilor dumneavoastră. Ați debutat înainte de 1989, ați redebutat cumva imediat după Revoluția din 1989, în anii 90, și după aceea, o perioadă, v-ați ocupat de alte lucruri. Cum vedeți literatura în momentul acesta? Da, cred că sunt și nu sunt partea generației denumită acum 80. Am fost membru al Cenaclului de Luni, de bună seamă, și de asemenea am făcut parte din această generație, dar modul în care fiecare dintre noi am evoluat a fost diferit și, în cazul meu, probabil atât de diferit încât, pierzând rândul la un moment dat, mi-a venit mai greu să mă integrez. Perspectiva de astăzi a multora din cei care se uită în urmă arată însă că acolo m-aș găsi și eu, în rândurile generației 80, pentru că, într-adevăr, pornind de la anumite nuclee ale acestei generații și în primul rând Cenaclul de Luni, s-ar putea spune că s-a produs un fel de obzecire a literaturii române odată cu apariția cărților primelor reprezentanți ai generației din care, iată, acum aș putea să spun mai apăsat fac și eu parte. Cristian Moraru vorbește la un moment dat de șaizecirea generației 80, în sensul că generația 80 și-ar fi pierdut din avântul inițial și din ideile cu care pornise la drum, devenind o generație mai liniștită, mai integrată în mediul literar și social, cam în felul în care fusese generația 80, adică ar fi pierdut acele idealuri novatoare, și nu doar idealurile, ci și modul de manifestare estetică. Totuși, eu cred totuși că generația a avut această, sau Cenaclul de Luni, și nu doar Cenaclul de Luni, ci și centre culturale, cum ar fi cel din Iași, cum ar fi cel din Cluj. În paranteză fie spus, anul trecut Marta Petreu a făcut o anchetă, puteți găsi o anchetă în revista Apostrof, în care reprezentanții ai generației, ai celor care au participat la această mișcare, care ce și-a găsit la un moment dat o identitate anume, încearcă să reconstituie perioada, să reconstituie momentele inițiale. Uitându-mă puțin așa în corpore asupra generației 80, eu venind din urmă oarecum în generația următoare, așa numită generație 90, pot să spun că aproape toți obzeciștii sunt diferiți față de generațiile anterioare, adică foarte diferiți de generația 60 și foarte diferiți chiar și de generația 70, de care s-a apropiat foarte mult, pentru că mulți dintre debutanți, cum era, de cei care au debutat absolut, vreau să spun, cum era Florin Iaru, au debutat prin anii 70 și ceva. Nu știu, 78 sau ceva de felul acesta, adică foarte aproape de generația 80, dar se vedea că era, că avea cu totul altă structură. Și ulterior, și după anii 90, când au început să-și publice masiv cărțile,
mi se pare că diferența este totuși foarte mare față de generația 70 sau celelalte anterioare. Acum e dificil de reconstituit perioada, pentru că ați amintit de debutul lui Iaru, cred că debutul lui în volum nu s-a produs înainte de 1980. Nu, debutul că, în reviste, da, vreau să spun. În reviste, probabil că toți cei care fac parte din generația 80 au publicat în cursul anilor 70. Da. Ar fi interesant pentru un istoric literar să vadă în ce măsură ceea ce făceau ei, să spunem, înainte de volumele pe care le-au publicat ulterior în anii 80, corespunde sau nu estetic, dacă vreți, ca măsură etică până la urmă, cu angajamentele și cu idealurile pe care și le-au asumat ulterior. Generația 80 a apărut însă și privind în urmă, acum ne dăm seama, a reprezentat un moment de ruptură în modul de a face literatură și în modul de a te raporta cu literatura la ceea ce se întâmplă în chiar o poziție față de Da, Călin Vlasie are această teorie și cred că ea este în mare măsură testabilă dacă ne uităm la fapte că generația 80 reprezintă o mutație în ceea ce privește nu doar perspectivele estetice, ci și în modul în care reprezentanții aceștia, poeții care făceau parte din cadrul ei, se raportau la politică. E greu de găsit în textele celor care să revendicau partea generației cedări de natură politică, de natură etică, ce ne-ar face să ne îndoim de angajamentele lor proclamate de la început. Tot timpul. Dar trebuie să spunem totuși, pe de altă parte, că noi am petrecut puțină vreme în comunism. Nu se știe ce s-ar fi întâmplat, nu? Da. Dacă comunismul ar fi persistat. Încă un dar trebuie să remarc oarecum faptul că pe vremea când scriam în anii 80, nimeni nu își închipuia că comunismul va cădea și că, eu știu, vom trăi într-o lume liberă. Ne imaginam, credeam cu toții că acest lucru se va petrece, dar într-un viitor atât de îndepărtat, încât acel viitor într-un fel putea să fie nesemnificativ față de ceea ce se întâmpla pe atunci. Ei bine, cu toate acestea, trebuie să spun că poeții, prozatorii care au făcut parte din, care fac parte din generația 80, nu au avut acele cedări care pot fi identificate într-un fel sau altul în cadrul altor, în legătură cu alte promoții literare. Nu-mi dau seama dacă e vorba de un merit istoric sau pur și simplu a fost vorba de spiritul timpului care ne cuprinsese, care cuprinsese generația mea și care încerca să reziste într-un fel la avalanșa ideologică din ultimii ani ai epocii Ceaușescu. S-au scris vreo două cărți despre Cenaclul de Luni. Una a fost editată chiar de editorul Călin Vlasie, pe care l-ați citat puțin mai devreme. S-a mai scris Sunt mai multe. Dați-ne câteva nume dintre colegii, prietenii dumneavoastră, nu neapărat din Cenaclul de Luni. Da, m-aș feri să dau nume, pentru că oricum sunteți cea mai numeroasă generație literară și cea mai bine inscrită. Așa pare, dar cred că la început să vorbesc ca un observator, nu erau atât de numeroși.
Am vorbit de acest de ancheta Martei Petreu, da? Și Marta Petreu cred că spune că nucleul inițial al generației trebuie să fi fost undeva la 20 de oameni și eu am aceeași percepție, undeva între 20-25 de oameni care erau studenți fie la București, fie la Cluj, fie la Iași, fie la Timișoara și care nu erau doar poeți, ci erau, dacă vrei, scritori, și teoreticieni, da? În sensul prozatori, că încercau să promoveze ideile fondatoare, ideile estetice de bază, nici în privința aceasta nu aș vrea să indic. Eu știu care ar fi aceste idei și care erau în același timp activi, am spune astăzi, în ceea ce însemna pe atunci o viață publică destul de restrânsă a mediului literar în care noi ne învârteam. Sunt și texte teoretice publicate în revistele vremii, dar mai ales această cultură, această formă de viață promovată prin cenaclurile literare din centrele universitare pe care le-am menționat mai devreme, a contribuit la impunerea unui nou limbaj poetic, unui noi imaginații poetice, unui nou mod de a scrie care rupea cu limbajul poetic și cu modul de a interpreta literatura al generațiilor precedente și al mediului în general. De altfel, editorul Călin Luase în anii 90 a și publicat, pentru că și-a dat seama că 80-iștii sunt destul de mulți scriitori care n-au reușit să-și publice cărțile, le-au publicat greu, restrânse, ciuntite, înainte de 1989. Și primul pas pe care l-a făcut, a scos o antologie de poezie a generației 80, o antologie de proză a generației 80 și o antologie de texte teoretice a generației 80. Așa încât, dintr-o dată, a pus pe piață, aproape surprinzător, întreaga generație, întregul nucleu al generației 80. Abia ulterior a început să le publice cărțile metodic, pentru că nici nu putea altfel, erau prea multe. Generația 80 a avut această conștiință de sine, a faptului că reprezintă ceva nou în literatură. Generația 60, ăsta e o etichetă aplicată, să spunem, de un observator, de cineva din afara literaturii care observă mișcarea literară și atunci descifrează în mișcarea propriu-zisă o structură cum ar fi generația 60. Generația 80, așa cum văd eu lucrurile acum, nu neapărat a avut un program, adică o organizare. Cred că a fost care, o generație a timpului ei, a fost, da, nu a existat acest program, dar din anumite elemente, cei care într-un fel sau altul s-au recunoscut ca făcând parte din generația 80, anumite elemente de natură estetică, de natură ideologică, da, dacă vreți, ideologie literară sau teorie literară sau lucruri de felul acesta, s-au recunoscut între ei și le-au promovat. Bine, n-aș vrea să discutăm despre generația 80 și să scăpăm din vedere invitatul emisiunii, da, de astăzi, domnul profesor universitar Romulus Brâncoveanu. Așadar, cum era viața literară în anii 80, în anii în care dumneavoastră ați debutat, pentru dumneavoastră? Am discutat mai devreme de faptul că poeții generației 80 și cumva unii dintre ei au publicat înainte de anii 80. Probabil că toți cei asumați în generația 80 au debutat în revistele literare Unde ați debutat? În ce revistă ați debutat? Mai devreme.
am avut mai multe debuturi, ca să spun așa, lucru ce s-a repetat mai apoi și în privința volumelor. Am debutat, cred că în 1974, ca să spun, un debut mai semnificativ, un debut semnificativ în revista Luceafărul. Pe atunci, ca tânăr poet, trimiteai la poșta redacției sau încercai să mergi în redacțiile revistelor literare. Ori eu cred, din câte mi-aduc aminte, că am mers la revista Luceafărul cu poezii. Acolo poeziile mi-au fost citite de Ion Gheorghe și Gabriela Melinescu și mi-au propus să citesc în cenaclul revistei. Nu mi-aduc prea bine aminte dacă acest cenaclu a trecut mai apoi într-o tradiție serioasă, cred că nu, n-au fost prea multe ședințe. În orice caz, în una dintre primele ședințe sau prima ședință de cenaclu am citit câteva poezii, iar acestea au apărut în revista Luceafărul. Mai înainte însă, ca elev, publicasem în ziarul județean, pentru că în acei ani exista o viață literară, nu numai la centru, să spunem așa, ci exista o viață literară și în provincie. La periferie, să spunem. Da, deci obzeciște tocmai ideea aceasta au demontat-o. Acum, că nu există un singur centru și că sunt mai multe centre care se manifestă. Într-un fel. Da, da. E o trăsătură obzecismului asta. Nu știu, dar viața literară, vreau să spun, că avea această parte pe care o cunoaștem și care e această parte care se desfășura în marile centre culturale, dar și în provincie, în orașele de pe cuprinsul României. Era o efervescență literară, pentru că erau cenacluri literare, cred că în fiecare liceu, în fiecare oraș și uneori chiar în cenacluri literare județene, ce cuprindeau pe cei care încercau să scrie literatură și multă lume s-a încerca pe vremea pe Cluj, vremea Iași, respectivă. Era, dacă vreți, un fel de societate civilă, a spune, în limitele epocii, un tip de societate civilă ce s-a regăsit mai apoi, după 1980, mulți dintre cei care au cochetat cu literatura în perioada de care vorbesc, regăsindu-se mai apoi, nu doar în mișcările literare, ci și în noile forme de viață politică, de viață culturală, ce au început să se dezvolte după 1990. Revin însă asupra faptului că, într-o anumită măsură, acesta era și o formă de control social. Faptul că existau atât de multe cenacluri, că și o formă de subversivitate în același timp. Era în măsura în care mișcați ideile de la unul la celălalt, necontrolat de sistem. Exista această posibilitate și aici să spunem că a fost într-un marele merit a ceea ce numim astăzi generația 80, faptul că utilizându-se de aceste structuri sau folosindu-se de aceste structuri destinate probabil în primul rând controlului cultural, controlului social, utilizându-le s-a reușit ceva și în folosul literaturii, al vieții spirituale adevărate, dar cred că erau favorizate aceste manifestări,
această efervescență a vieții literare și de ideea de a aduce oamenii sub control, de a-i ține totuși într-un fel de supraveghere, de a nu-i lăsa să iasă în peisaj. De a le organiza timpul liber într-un Da. Adică n-ar trebui să ne entuziasmeze, vreau să spun, participarea la viața culturală sau viața artistică din epocă atât de mult, pentru că avem de a face și cu niște structuri ce îndemnau și spre sau erau propriu-zis structuri prin care se încerca un anumit control. Dar la cenaclul de luni cred că acolo era totuși o libertate mult mai mare. Da, era libertatea în orice cenaclu era libertatea pe care ți-o creiai. Pentru că, vă dați seama, fiind ședințe publice, nimeni nu putea să intervină la un moment dat să oprească pe cineva care discuta sau pe cineva care recita. Eu nu mi-aduc aminte ca niciun cenaclu, chiar dacă s-au citit poeme care aveau o trimitere directă uneori, eu nu mi-amintesc ca cineva să fi fost, de pildă, oprit în timp ce recita o poezie sau în timp ce discuta despre poeziile al cuiva. E posibil ca înainte să existe un fel de selecție, dar de asemenea cred că duceai, nu vorbesc de cena nu vorbesc numai de cenaclu de luni, vorbesc de cenacluri în general, pentru că cenaclul de luni se detașează de, să spunem, alte cenacluri existente în București sau în altă parte, dar exista o viață cenaclieră amplă. Și nu cred ca în cenaclurile la care eu am participat să se fi întâmplat vreodată ca un poet să fie oprit din recita, din dar lectură. Conducerea cenaclului, domnul Manolescu și apropiații dumneavoastră, că bănuiesc că și alți scriitori obzeciști erau așa un nucleu în cenaclu, cum primeau ideile celor care citeau? Adică încercau să le uniformizeze sau să le scoată puțin din comunism și să le ducă într-o zonă mai interpretativă, mai liberă, să spunem așa? Nu, în niciun caz Nicolae Manolescu nu era în poziția de cenzor. El intervenea în cenaclul de luni după ce vorbeau toți ceilalți membri ai cenaclului, fără ca să tragă concluzii, ca să spunem așa, ci pur și simplu spunea punctul său de vedere. Iar în privința discuțiilor de natură ideologică, discuțiile erau libere, a spune, din punctul de vedere al epocii și chiar și astăzi, privind înapoi, trebuie să constatăm că cenaclul de luni și alte cenacluri, nu doar cenaclul de luni, reprezentau o oază de libertate în care puteai să spui cam tot ce îți trecea prin cap. Sigur, n-am asistat niciodată la declarații politice în cenaclu, dar la critici sau la poziții sau la interpretări sau la viziuni, în mod sigur se depășea viziunea comună, în mod sigur nu era, cum să spun, cenaclul nu era pe linie, ca să folosesc limbajul epocii, și în orice caz nu era conformist, nu doar față de ideologia oficială, nu era conformist în general cu, a spune, un anume mod de a
te raporta la lume, la epocă, pentru că exista și o opoziție tot de tipul conformist. Adică mergem până aici, dar nu mergem mai departe, pentru că de acum, de aici încolo se produce un deranj, trebuie să fim cu minți. Exista o limită de bună seamă, pentru că asta era societatea și oamenii trăiau în societatea respectivă, dar acest al doilea fel de conformitate, care poate era într-un fel mai periculos decât primul, conformitatea militantă, nu cred că era prezentă în Cenacul de Luni sau în acele medii literare în care m-am învârtit. Ce făcea un student în perioada aceea? Adică, cum vă alegeați prietenii, în funcție de ce fel de afinități? Știm că viața socială era cu mult mai bogată decât este astăzi, oamenii se vedeau în grupuri mult mai mari, ideile circulau mult mai rapid, pentru că așa era construită epoca în vremea aceea. Pe de altă parte, studenții întotdeauna au reprezentat vârful intelectualității și chiar al libertății de exprimare înainte de 1989. La toate facultățile erau întâlniri ale studenților unde se asculta muzică, unde se dansa, unde poate se și citea literatură. Adică foarte mulți studenți de la facultățile tehnice și printre 80-iști sunt numeroase exemple de scriitori care n-au făcut litere. Dumneavoastră înși vă nu ați făcut facultatea de litere, cred că ați făcut totuși filozofie. Sigur că da. Alții au venit din, cum spuneam, din politehnică, alții au fost medici. Alții au fost ingineri de altfel sau chimiști. Adică undeva mie mi se pare că există un mixaj în background al intelectualității românești, niște punți pe care ei au călătorit dintr-o parte în alta cu foarte multă ușurătate și asta o faci în momentul în care ai o mobilitate intelectuală fantastică, pentru că dacă toată ziua înveți chimie, nu prea poți să înveți literatură, trebuie să ai prieteni, trebuie să mergi la un cenacul, să-ți deschizi ideile. Care erau, cum erau prieteniile pe vremea aceea, domnule profesor? Literatura, în orice caz, juca un alt rol decât cel pe care îl joacă astăzi. S-a spus multă vreme, de pildă, că romanul ținea loc de sociologie, uneori de filozofie, alteori de analiză politică și așa mai departe. Literatura ținea prima scenă, să spunem, a dezbaterii publice, pentru că aici se întâmplau totuși lucruri ce țineau nu numai de partea literară, ci în același timp un tip de confruntare, un tip de viață comunitară ce putea să fie atrăgător pentru un public mai larg. Studenții pe vremea aceea, cum ați spus și dumneavoastră, erau mai legați între ei. Într-un fel, eu revenind, dacă am revenit, nu cred că am revenit pe deplin în viața literară, am observat că asta se întâmplă în viața literară cam ceea ce se întâmplă și în facultăți. Studenții au puține legături între ei, cei mai mulți uneori nu se cunosc chiar foarte bine între ei, nu reprezintă, nu formează comunități puternice, grupuri puternice. În cazul nostru existau aceste legături puternice, cel puțin la nivelul grupei, la nivelul anului, la nivelul facultății și în primul rând a celor cu aspirații comune, fiindcă ați pomenit de faptul că unii dintre reprezentanții generației 80 nu sunt absolvenții de litere, așa este, mulți sunt absolvenți de filozofie, de pildă, nu numai eu, în facultatea de filozofie, când am intrat în 1978, am găsit nume importante ale generației și ale literaturii române, uitându-mă astăzi la peisajul literar. Matei Vișniec, Elena Ștefoi, Călin Vlasție, Gabriel Stănescu, sper să nu vreau să pierd din vedere pe cineva, cred că am și pierdut, dar este ei erau, da, dar
erau mulți colegi care făceau literatură, scriau literatură, eram interesat și o mare parte din studenții care făceau pe atunci filozofie aveau un interes în primul și în primul rând literar. De altfel, în Cenaclul de Luni cred că erau configurate două grupuri, dacă se poate spune așa, fără ca al doilea grup pe care l-am menționat mai adineauri să se manifeste în opoziție cu un prim grup care ținea de facultatea de litere, denumirea ei de astăzi, dar în mod firesc, a spune, cei de la litere erau mai apropiați de între ei, în primul rând, pentru că s-a menținut erau, cumva această... Da, între ei împreună, nu numai între ei, dar împreună cu liderii acestor grupuri. Îl privesc în cazul acesta pe Nicolae Manolescu ca un fel de lider, ulterior poate pe Mircea Martin, care a continuat cu un alt cenaclu, Universitas, Cenaclul de Luni. Când ați debutat în volum, în Caietul debutanților 1982, cam cu ce fel de poeme ați debutat? Sunt mult diferite față de cele din anii 90 sau de cele de astăzi? Poemele sunt acelea, să spunem. Sunt în modul, poemele sunt cele pe care le citisem în Cenaclu, altele pe care le scrisesem și pe care le-am adunat în... Adică puteți vorbi de un grup volume de idei al, sau de un anumit tip de poezie față de poeziile pe care le-ați publicat în reviste, în Caietul debutanților sau mai târziu în Cartea Nouă Debutanți? Ceea ce mă privește, de bună seamă că există o evoluție în ceea ce am scris. Poeziile pe care le-am publicat în Luceafărul, de pildă, nu seamănă prea mult cu poeziile pe care, poezia pe care o scriu astăzi, dar seamănă cu unele versuri sau unele fragmente din volumele pe care dumneavoastră le-ați amintit. În volumele publicate, de fapt eu n-am publicat înainte de 1990. Exact. Sunt niște grupaje, niște selecții din volumele depuse la concursurile de debut. Pentru că undeva în jurul anilor 1980 a existat o modificare, o schimbare în politica partidului. Am pomenit mai adineauri de acea efervescență a vieții literare și de cenacluri, multă lume care scria în perioada respectivă și diferitele forme de control social care se manifestau în cadrul acestora, dacă ele însele nu reprezentau o asemenea formă de control social. Ori, la un moment dat, această efervescență cred că nu avea o turnură confortabilă, convenabilă pentru cei care încercau să o ghideze din răsputeri. De aceea, debuturile literare au fost constrânse de apariția în volum. Cred că eu și alți colegi ai mei am fost primii care am fost supuși acestei constrângeri. Mi-aduc aminte că undeva în 1980, poate mai devreme, Nicolae Manolescu ne-a sugerat, ne-a spus că e momentul să publicăm pentru că s-ar putea ca lucrurile să se schimbe în mod drastic pe viitor. Eu cred că în acel moment nu mi-am strâns totuși poeziile într-un volum pentru a-l depune la
Cartea Românească sau la oricare altă editură, pentru că era o problemă cu mașinile de scris, încă nu aveam mașină de scris, ulterior mi-am cumpărat și mașină de scris și atunci trebuia să te duci, să dictezi cuiva și nu puteam să încropesc repede un volum, dar în anul imediat următor am realizat un asemenea volum pe care l-am depus în două locuri, două volume diferite, de fapt, pe care le-am depus în două locuri. Ce volum? Nu pot să vă spun, pentru că eu am pierdut manuscrisele. Nu manuscrisele, ci pur și simplu am uitat. Aceste manuscrise au trecut prin aceste concursuri de debut, iar apariția lor a fost condiționată de multe modificări ce trebuiau făcute textului. De pildă, odată cu mine, un alt poet a refuzat pur și simplu să-și publice volumul, volumul lui apărând după 1990. N-a fost cazul meu. Eu aș fi dorit să public cartea de poezie, prima carte de poezie care a apărut sub titlul de Focul Concentric în volumul nou Poeți. De fapt e vorba de o selecție și de fapt e vorba ce a rămas din selecția respectivă și din volumele respective, din poemele respective. Pentru că cenzura mergea până la nivel de cuvânt, de pildă. Dacă scriai iar verde într-un anumit context, asta, atunci era o problemă. Critica. Și am luat decizia să las lucrurile așa cum sunt. Adică ce mi s-a respins să fie respins și în felul acesta să aduc poemele să ajungă într-o formă publicabilă. Ele au ajuns publicabile independent, dacă vreți, de mine, cu o tehnică poetică pe care nu știu cum să o numesc, printr-o tehnică poetică. Printr-o tehnică poetică pe care ar fi interesant de teoretizat, adică cum să scrii utilizând cenzura ca un instrument, pentru că uneori se întâmpla și acest lucru. Adică exagerai într-o anumită direcție cu lucruri care știai sigur că ori să cadă la orice fel de lectură pentru a putea să lași alte lucruri. Dar volumul a apărut literară în felul acesta ciuntit, dar n-am intervenit, ulterior n-am mai intervenit asupra lui. Critica literară a anilor 80 chiar spunea despre dumneavoastră că aveți o, să spunem, o tehnică sau un stil așa foarte fluid și ca un șuvoi care încearcă cumva să spună altceva decât ceea ce exprimă. Și atunci cenzura bănuiesc că, adică asta adăugată la ceea ce spunea altcineva, cum că aveți o imaginație absolut extraordinară și asta se vede din textele dumneavoastră, altfel n-ar fi atât de variate și atât de bine îmbinate cuvinte foarte diferite, cred că pentru cenzură asta era un coșmar. N-ar fi avut ce să taie decât în bloc sau n-ar fi avut cum să evite anumite expresii, pentru că ele reveneau oricum în versurile următoare. Chiar așa s-a întâmplat. Nu-mi dau seama dacă sunt poemele mele sunt chiar în felul în care le descrieți dumneavoastră. Mulțumesc pentru această descriere. Dar chiar așa s-a întâmplat. Eu scriam și scriu și acum foarte amplu. Scriu și poezii mai scurte, dar în același timp, mai ales atunci, pentru că era această modă a poemului amplu, scriam amplu. Pe 10 de pagini. Și atunci aveau de unde să taie. Aveau de unde, da. Și oricum cred că erau speriați când aveau dita mai tancurile de unde să taie, dar din masă. Nou vă spun, ideea e că mergeau până la cuvânt.
Păi asta spun, mergând până la cuvânt, erau amețiți de dreptul, pentru că îi îngropați în același timp până avut, 10 de locuri într-un text. Cum să spun, o experiență directă cu cenzura. Poate sunt alții... Nu, bine, am presupus. Dar nu am avut discuții cu cenzorul, să spunem. Redactorul de carte era cel care negocia cu autorii și transmitea într-un fel ce se întâmpla. De altfel, în anii 80, cenzura nu mai era chiar organizată în felul în care ea fusese organizată mai înainte, cu un birou și așa mai departe, era un tip de transformare. Se arase cumva la redactori acest lucru. Mecanismele erau mult mai insidioase, pentru că într-un fel sau altul se dublaseră instanțele care trebuiau să judece un text. Până atunci, de pildă, redactorul probabil se ocupa de chestiuni de natură estetică, lăsându-le pe cele de natură ideologică pe seama cenzurii. Care odată cu așa zisa desfințare a cenzurii, care de fapt nu fusese desfințate, filtrele se multiplicase. Da, volumul pe care l-ați publicat în 1991, A doua viață a lui DQ, bănuiesc că e vorba de Don Quixote. Ei, nu știu. Pentru că în undeva... Există o sugestie. Există o sugestie chiar concretă, pentru că undeva într-unul din grupajele de dinainte de 1989 vorbiți, culmea, despre a treia etapă în viața lui Don Quixote și bănuiesc că vă anticipați cumva evoluția. Oricum, o idee seducătoare și chiar foarte frumoasă. Totuși, poemele cuprinse în acest volum de după 1991 la editura Eminescu au fost scrise înainte de 1989 sau aproape de? Sunt scrise în anii 80, la începutul anilor 80, deci nu trec de 1985-86 și volumul care a apărut la editura Eminescu reprezintă un fel de rămășiță a ceea ce reprezentase un volum pe care îl depusesem la editura Cartea Românească, cred că imediat după ce a apăruse Culegerea Nouă Poeți. Oricum, acel volum nu a reușit să apară. Ce a rămas în el e reprezentat de volumul care a apărut la Eminescu. Editura Cartea Românească nu mi-a publicat volumul. Mi-aduc aminte că la începutul anului 1990 am mers la editură, am stat de vorbă cu directoarea editurii care, nu dau seama din ce motiv, mi-a spus: pe dumneata nu o să te public. Și atunci, pur și simplu, am plecat de la editură și nu mai m-a interesat. Oricum, realitatea se schimbase și numai de... mi se părea că e într-un fel irelevant să mai încerc să mai public acel volum care ar fi fost impregnat de tot felul de sugestii de natură politică, dar la un moment dat Mircea Ciobanu a luat manuscrisul respectiv, l-a dus la editura Eminescu și a apărut, am primit un telefon de la editură care m-a invitat să semnez un contract pentru apariția cărții și așa am lăsat cartea să apară în forma în care ea plecase cenzurată sau trunchiată, cum vreți să o numiți, de la Cartea Românească, pentru că m-am gândit în contextul epocii respective că ar fi un fel de bine dispariția unora dintre acele sugestii politice prezente în versuri. Oricum, în anii din urmă ați recuperat cumva reintrarea în circuitul literar. În 2020 v-a apărut o antologie la editura Rocart. Da, care prietenul se meu, Călin Vlasie, pe care adineauri am uitat să-l pomenesc când am vorbit de Facultatea de Filozofie și cei care erau în facultate când am intrat cu preocupări literare, Stelian Tănase și alții.
Bine, Călin Vlaț era considerat unul dintre cei care dădeau o latură obzecismului, alături de Florin Iaru, Ion Stratan, Ion Bogdan Lefter. Cel puțin a existat un curent de opinie, să spun așa, în anii 90, de felul acesta. Dar după antologia Replay din 2020, ați publicat încă un volum de poezie, în 2022 sau 2023, se numește Estimp, patru poeme. Iată, un volum format doar din patru poeme. Patru poeme. Poeme foarte ample. Cum ați simțit reintrarea în literatură? Cum vă simțiți acum în literatură? Mă simt bine, da? Pentru că am revenit la ceea ce părăsisem dintr-un fel de... De constrângere mai degrabă politică, da, în anii aceia, din câte am înțeles. Nu neapărat, dar în anii 90 am părăsit într-un fel proiectul meu literar. Am scris în toată această perioadă, dar n-am mai fost interesat să public, dezamăgit fiind de experiențele pe care le avusesem până atunci, dar căpătând și alte interese, făcând alte prioritizări. Am lucrat o vreme ca cercetător în domeniul educației, la urmă am venit la Facultatea de Filozofie, unde am predat multă vreme filozofie politică și filozofia istoriei. Ați fost și decanul acestei facultăți? Am fost și decan, vreme îndelungată. Interesele mele nu s-au divizat însă atât de mult în toată această perioadă și nu am mers până acolo încât nu am mai scris. Am scris, dar nu am publicat, având o reținere și pentru că eram, să spunem, într-un fel de poziție oficială după anii 2000, dar și pentru că simțeam că ceva s-a schimbat în literatură și nu-mi închipuiam cum sună poezia mea în noul context. Păi acum câțiva, bine că am ascultat-o. Da, da. Acum câțiva ani însă mi-am recăpătat curajul și am adunat mai întâi, la sugestia lui Călin Vlasie, poeziile pe care le publicasem mai de mult și poezii pe care le-am scris cea mai mare parte, cred că între anii 2000 și 2010-2015, în volumul pe care l-ați amintit, Estimp, un poem, prezentul, fiind scris însă mai în vremea din urmă. Pentru a ilustra pentru ascultătorii noștri poezia dumneavoastră, v-aș ruga, domnule profesor, în încheierea emisiunii, să ne citiți măcar un poem din antologia dumneavoastră, un poem publicat înainte de 1989 și un fragment, dacă se poate, dintr-un poem publicat în anii din urmă. Da, v-am spus că scriu destul de lung, probabil vor fi două fragmente, dacă. Bacon a trăit înaintea mea. Mă aplaudam singur în fața lui, căzut în genunchi. În aer, sentimentele ardeau singuratice, prelungi, înnegrind tavanul. Ploua cu sân mici de adolescentă. Mă loveau în creștet pietroși, moleșindu-se în ei deodată. Leapădă-te de mine, îmi striga din tablou. Aruncă novum organum și uite experiența, trăiește în singurătate, orice carte în afara cărții de citire nu ne spune nimic. Și pe portretul său apăreau lumini mari galbene. Era toamnă, se vedea din această poezie și de pe encefalogramele bătrânilor era toamnă și afară cădea o ploaie fără însemnătate pentru originea mea socială. O brumă sângerie se așeza pe novum organum și pe portretul său apăreau lumini mari galbene. Scrie o etică,
e mai bine, ea nu are urmări. Poți deveni repede un citat. Și pe portretul său apăreau lumini mari, galbene. O, generația care va începe războiul. Era toamnă, se vedea din această poezie de care mă pot apăra acum, aruncându-i buletinul meteorologic în față, scriind-o așa cum am vrut, dar ea mă atacă, se scrie singură pe pereți, pe hârtiile mele, pe chipurile voastre, citind liniștite pe batiste și pe cerceafuri, pe frunze și pe pancarde, pe limba mea sfârtecată de unde o citesc cu buzele. Era toamnă, se vedea după trucajele întâmplătoare din mijlocul străzii, după scenele de gelozie din parcuri, după sentimentele mele toxice, după această poezie care strigă Bacon a trăit înaintea ta, Bacon a trăit înaintea ta. Un fragment acum din volumul Ies timp, chiar din poemul Ies timp, sfârșitul. Aici nu sunt zile, nici timp. Nu sunt morți, nu sunt nici vii. Nu sunt trenuri ce pleacă, nu sunt trenuri ce vin, nu sunt ore de vreme, nu sunt ore târzii. Sunt doar plaje pierdute la ape secate. Sunt doar plaje pustii. Aici nimeni nu cântă, nimeni nu joacă, nimeni nu stă, nimeni nu pleacă. Sunt doar scânduri rămase dintr-o putredă arcă și covoare întinse pe care nimeni nu calcă. Numai praful, ah, praful, se lasă. Aici e o singură casă în care nimeni nu intră, nimeni nu iasă. Și o singură stradă și un singur oraș. Și o singură pasăre ce pare de pradă se învârte prin ceruri să-și găsească urmaș și zărește în zare într-un singur oraș, o singură casă, pe o singură stradă în care zac eu singura și ultima lume. Mulțumim foarte mult, domnule profesor Romulus Brâncoveanu. Ați ascultat Destine cu Liviu Mățăoanu.